El o duce în biserică. M-a luat în biserica lui, acolo unde, sub plăcile de piatră reci și grele, mama lui își ducea somnul etern și lângă ea alții care au fost dragi inimii. Înaintea lui Dumnezeu și a morții, mi-a șoptit. Apoi a întrebat, ești a mea? Și buzele mele pe ale lui au răspuns. În fața lui Dumnezeu și a morții, eu sunt a ta. Oamenii aceștia își dădeau seama că nu pot unul fără altul, dar n-aveau nicio șansă să fie vreodată oficial împreună. Ori această grijă cu care ei și-au păstrat legătura tot timpul, să știți că răzbate aici, dar răzbate uneori sfâșietor. Micul carnețel cu coperți verzi și margine aurită în care Regina Maria și-a trecut taina nu conține nici date și nici nume. Acest jurnal, să-i spunem, nedatat de autoare, făcut cu o grijă absolut englezească să nu rănească pe nimeni, devine o adevărată mărturie și aproape că nu mai contează că este scris de o regină, este scris de o femeie, este un simbol de dragoste. Bună seara, domnilor și domnilor, bine ați venit la o ediție Voi cu Voi, cu o ediție cu totul și cu totul specială, din mai multe motive. În primul rând, pentru că avem o invitată deosebită, doamna academician Georgeta Filiti, și pentru că avem un subiect interesant. Știți poate puține lucruri despre Regina Maria sau poate știți multe. E foarte important că știți. Ei bine, în această seară, împreună cu doamna academician, o să vorbim despre viața Reginei Maria, despre ce a însemnat ea pentru statul român. Ce ambasador a fost și este în continuare și după atâția ani un ambasador al statului român. Ați văzut la News-ului CNN, colega mea Ana Maria Roman a făcut un interviu cu doamna profesor despre jurnalul Reginei Maria, un jurnal pe care domnia sa l-a tradus și care este scos la licitație în scurt timp. Este o piesă extraordinară pentru istoria României și pentru identitatea noastră națională. O să vorbim și despre jurnal, dar nu doar despre jurnal. O să vorbim așadar în această seară despre Regina Maria. Suntem, dacă vreți, eu și doamna profesor, într-un fel de living al istoriei. Corect? Am zis bine? Foarte doamna frumos. Profesor, foarte mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Doamna profesor, ce vreau să vă întreb? Poate că unii dintre noi suntem tentați cumva să judecăm chiar și o poveste de dragoste, ne gândindu-ne că la rândul nostru am putea o trăi sau am fi putut o trăi. Diferența între povestea mea de dragoste a dumneavoastră și povestea de dragoste a Reginei Maria este una foarte importantă. A ei poate fi judecată de multă lume, a noastră nu. Ne fi nicio diferență între iubirea mea și iubirea ei. E adevărat. Știți de ce? Pentru că în momentul când faci parte dintr-o familie regală și dumneavoastră și toată lumea care ne urmărește a putut să-și dea seama de lucrul acesta, când faci parte dintr-o familie regală, trăiești de fapt în vitrină. Și atunci toate faptele, toate gesturile tale, îi spui unui copil
dă de puțin mai încolo. Și toată lumea zice, uite, îl persecută pe ăla mic și îi favorizează pe ei, sau chestii de felul acesta. De aceea și sentimentele, faptele, gesturile, spusele Reginei Maria sunt altfel receptate de societate față de ceea ce facem noi. Și încă dumneavoastră sunteți un producător de televiziune și aveți o anume proeminență în spațiul public românesc. Da. Noi trebuie să ne gândim la un lucru. Regina Maria trăiește într-o perioadă când nu e televiziune. Există altceva. Există fotografii. E femeia cea mai fotografiată din vremea ei. E o femeie celebră. Celebritatea, să știți că i-a venit din frumusețe, din felul cum știa să se adreseze tuturor și din felul cum s-a acomodat în societatea românească. Și această acomodare perfectă, venită principesă străină și terminată ca o bună româncă, asta face farmecul ei. Aș vrea să-mi povestiți, doamna profesor, ce vorbeam noi mai devreme. Venită într-o țară străină, nu știa limba, nu știa obiceiurile și cu toate astea, în scrisorile diplomatice pe care le trimitea, spunea: românii mei, țăranii mei, țara mea. Haideți să vorbim puțin despre asta. E foarte important, doamna profesor. Aș vrea să mai cunosc un politician de genul ăsta, îmi cer scuze. Și știți ce se întâmplă? În genere, la televiziune știu că n-ai voie să faci elogiu unei instituții, a unei firme. Dacă e vorba să o înjuri, imediat ți se dă chiar spațiu suplimentar. Dar noi trebuie să amintim puțin aici de superioritatea sistemului de educație englezesc. Adică această capacitate de a te adapta, de a îndura, de a face față situației. Pentru că, vedeți, pot să vin aici și asta nu-mi place, asta nu-mi place, aia nu-mi place. Dar eu mă stăpânesc. Ori marea stăpânire pe care a manifestat-o această fetișcană de 17 ani a fost fără egal. Gândiți-vă că noi toți suntem foarte ipocriți și ne face o plăcere teribilă să urmărim povești, povești și iar povești. A fost odată o prințesă, cea mai frumoasă din Europa, și și-a întâlnit prințul, la fel de fermecător, și au căzut unul în brațele altuia. Povestea n-a fost așa. A fost o căsătorie aranjată. A fost o căsătorie aranjată de regele Carol al României și regina Victoria a Marii Britanii. Felul cum această femeie a știut să-și ducă, să-și poarte această căsătorie, rămâne exemplar. Dar să știți că este și un moment pe care nu ți-l poate lua nimeni. Că ești om de rând sau ești pe tron, e acel moment când te afli în casa ta, în dormitorul tău, într-un balcon, numai tu cu tine, și poți să te gândești la bărbatul pe care îl iubești, respectiv la femeia pe care o iubești, și ăstea nu ți le poate lua nimeni. Și în sensul acesta este și recenta descoperire a unui jurnal care iese din seria jurnalelor făcute de Regina Maria între 1916 și 1938. Și dacă vreți, este o piesă fermecătoare la care nu poate să nu vibreze orice om. Spuneți-mi măsura în care puteți să ne dezvăluiți, pentru că suntem înainte de licitație și sunt niște reguli pe care trebuie să le respectăm. În măsura în care puteți să ne spuneți ce anume v-a impresionat cel mai mult, care mesaj pe care l-a transmis, ce scenă extraordinară vi s-a părut? Sigur, îndrăznesc să spun că numai cei care îi cunosc foarte bine viața, care știu anume detalii, își pot da seama, pentru că ea în acest text de 56 de pagini, din care unele au numai 3 rânduri, adică jurnalul este pe 56 de foi înșirat, să știți că n-are niciun nume, n-are nicio localitate, n-are nicio dată. Trebuie să-i cunoști foarte bine viața ca să-ți dai seama că e vorba de ea și de bărbatul pe care îl iubește. Iar elementul de sfâșietoare, de sperare, aș spune, știți care este?
se gândește tot timpul la el. Îl așteaptă cu nerăbdare. Dar vai, vai, el e căsătorit. El pleacă de la ea și se duce acasă și trece pragul unei case. Dar nu e pragul casei ei, e pragul casei soției lui. Și această gelozie, o gelozie turbată, care nu se exprimă evident decât în scris, este absolut impresionantă, este absolut omenească și cred că poate deopotrivă să vă cuprindă și pe dumneavoastră, și pe mine, și pe oricare urmărește discuția noastră. Absolut. În ceea ce privește pe Barbu Știrbei, doamna profesor, în paginile acestui jurnal emoționant, atipic, firesc, ca să vorbim exact, el cum este descris? Sau ce spune Regina despre el? Cum îl descrie? Păi, îl descrie ca omul pe care îl privește ochi în ochi și foarte curând nu-și mai dă seama unde se termină ea și unde începe el. Își dau mâna și sunt unul. Și pe urmă se face aluzie la un copil. Atunci când ea mergea la Balci, care un castel absolut superb la Balci, sunt absolut convinsă că l-ați văzut, doamna profesor. Și acolo, în momentul când te duci, ai senzația că acel loc a fost construit de o femeie romantică, o femeie care iubește și o femeie care suferă. Pentru că vezi marea de undeva de sus, totul este absolut minunat, cu grădina de flori și așa mai departe. Acolo, probabil, că erau zilele, momentele ei de, cum să zic eu, de liniște, cumva. Castelul de la Balcic este situat pe tărâmul înalt al Mării Negre și a fost unul dintre locurile de suflet ale reginei Maria. A iubit atât de mult acest loc desprins din basme, încât a cerut prin testament ca inima să-i fie depusă acolo, la malul Mării Negre. În anul 1925 a avut loc construirea domeniului de la Balcic, la un an după ce regina a vizitat pentru a doua oară orașul la insistențele pictorului Alexandru Satmari. Fermecătorul castel a fost proiectat de către arhitecții Augusto și Amerigo din Italia, iar de grădință a ocupat un decorator din Elveția. Domeniul de la Balcic a însemnat foarte mult pentru maestatea sa. Era un loc cu totul și cu totul special pentru ea și tocmai de aceea a cerut ca prin testament, după moartea sa, inima să-i fie depusă în micuța capelă pe care o construise acolo. Castelul de la Balcic este de fapt o vilă cu pereți albi, denumit Cuibul Liniștit. Castelul combină elementele stilului maur și mediteranean cu cel al caselor bulgărești. În timp, castelul reginei Maria a devenit o adevărată grădină botanică, întrucât acesta adăpostește numeroase plante exotice. Construcția este așezată pe un domeniu din Balci cu ieșire directă la malul Mării Negre și are mai multe clădiri, o grădină botanică fermecătoare, un paraclis ortodox și alte obiecte încântătoare. Cele mai importante de vizitat din castelul reginei Maria și grădina botanică sunt următoarele atracții: Vila Cutman, Vila Zalez, Vila Izbânda, Vila Suit, Vila Moara, Vila Prințului Nicolai, Templul Apei, Fântâna de Argint, Izvorul Sfânt, grădina curtă englezească, grădina Labirint, Alea Vinului, Alea Secolelor, Casa Suitei, Capela Stella Maris și grădina botanică. Fermecătoarea grădină botanică din Balcic, aflată pe domeniul castelului, măsoară 65.000 de metri pătrați și adăpostește aproximativ 2.000 de specii de plante. Din toate acestea nu pot trece neobservați cactușii, care au dimensiuni impresionante. Grădina cu cactuși este a doua ca mărime din Europa după cea din Monaco și măsoară 1.000 de metri pătrați. Sunt momente de liniște, e adevărat. Balcicul este una din casele de vis, cum le-a numit regina Maria. Dar dacă mă întrebați, și acum vă adresați persoanei care de câțiva ani nu face decât să traducă jurnalul ei. Au și apărut jurnalele din 1929 și din 1930. Regina Maria trece de la o locuință la alta, nu neapărat cu predilecție, pentru că sunt obligații regale care o silesc într-un anume anotimp să stea acolo sau acolo. Și atunci e vorba de Bran, de Cotroceni și de Balcic. Și dacă mă întrebați, și la un moment dat, și de Buftea. Să nu uităm că se duce... Cât e la Cotroceni, se duce foarte des la Buftea,
Să nu uităm că ultimul ei născut, principele Mircea, zace și moare la Buftea, prin urmare e moșia, e conacul lui Barbu Știrbei. Și dacă mă întrebați, cred că locul aproape unde vine așa ca un ceasornic, ca un metronom, unde vine Barbu Știrbei, rămân totuși cotrocenii. Și asta îți arată un lucru. Nu e vorba numai întâlnirea dintre un bărbat și o femeie, ci este această nevoie a reginei Maria de a fi informată, de a discuta peisajul politic, de a face judecăți de valoare, de a fi în continuu la curent cu ce se întâmplă. Și personajul principal care îi furnizează aceste date, care o ajută să le înțeleagă, să le interpreteze, rămâne Barbu Știrbei. Sigur, lucrurile astea se întâmplă până când? Până în 1930. După care? După care, lucrurile de la o zi la alta se termină. De ce? Dumneavoastră sigur știți, Regina Maria poate datoria cea mai importantă pe care a avut-o față de țară când era încă o copilă, 17-18 ani, a fost să lase un moștenitor al tronului. E întâiul ei născut, principele Carol, care să urcă pe tron în 1930. Doar că până atunci, între primul război mondial și 1930, omul acesta este un nestatornic. Este fiul rătăcitor, cum îl numește tot timpul în jurnal. Și așa se face că la un moment dat se căsătorește în plin război, părăsește armata, dispare din societatea regală și se duce la Odessa să se căsătorească. Sigur că lucru până ziua de azi a rămas așa un semn de întrebare care a creat tot felul de probleme. Pe urmă revine, pedeapsa care îi se aplică este iluzorie și se satură. Nu mai vrea să fie moștenitorul țării, moștenitorul tronului, renunță și va evolua în societate sub numele de, în societatea europeană, sub numele de domnul Caraiman. Nu-l ține mult nici povestea asta, dar fiindcă renunțase la tron să constituie o regență în fruntea țării. Această regență ar fi trebuit să-l înconjoare pe băiatul lui Carol, viitorul rege Mihai I, care este un copil. Își schimbă iar de idei, își dă băiatul la o parte și se proclamă regele țării la 8 iunie 1930. Este așa numită restaurație. Ori, în clipa când vine în țară, să știți că se produce o modificare pe care nici n-ai bănui-o. Dar e o modificare esențială. Felul cum dialogase până atunci regalitatea noastră cu lumea întreagă și cu lumea mai apropiată, lumea românească, încetează. Carol vine cu o echipă a lui, care n-are totdeauna apucături regale, ca să nu spun mai mult, și acest frecuș între noua echipă și oamenii care îi fuseseră credincioși regelui Ferdinand și reginii Maria, să știți că dă foarte multă bătaie de cap. Iar unul din resentimentele majore ale lui Carol sunt tocmai această prietenie care era de notorietate a mamei sale cu Barbu Știrbei. E vorba și de o gelozie, gelozia unui băiat absolut de înțeles. Dar în plus, Carol avea impresia că acest Barbu Știrbei îl dușmănește, că vrea să-l înlăture, că îi face rău. Nu înțelege nicio clipă că pentru Barbu Știrbei cel mai important era ca regalitatea noastră să apară ceea ce ar fi trebuit să fie. Arbitru în politica românească. Elementul la care să se uite cu respect deopotrivă românul de pe stradă și străinul.
Și lucrurile nu s-au întâmplat așa. Și de aici marea suferință a reginei din 1930 până la moarte. Doamna profesor, mama dumneavoastră, Dumnezeu să o odihnească, a cunoscut-o pe Regina Maria. Dacă puteți să ne povestiți, sigur, sunt lucruri pe care probabil le vreți pentru dumneavoastră. Dar eu, de exemplu, sunt foarte curioasă să știu de unde a plecat această prietenie a mamei dumneavoastră cu Regina Maria. Și... N-aș spune chiar prietenie, dar știți, s-au întâmplat niște lucruri. Trebuie să înțelegeți puțin că societatea evoluează în toate țările și atunci nu vă puteți imagina în vremea reginei Victoria a Marii Britanii niște lucruri care s-au întâmplat acum cu ultima regină, pentru că lumea evoluează, nu? A fost o vreme în timpul lui Carol I când s-a făcut un apel. Nu vă închipuiți că s-a făcut așa cu goarda, dar în genere se știa că dacă vrei să-ți creezi o situație confortabilă, tu, omul de pe stradă, du-te în România, pentru că este un adevărat Eldorado. E o țară care progresa, care palpita. Aici se întâmpla ceva. Și asta a dat curs acestei invitații, dacă vreți, și bunicul meu, Rocco Iersici, care era un croat din Zagreb, o poveste care însemnase că el a rămas fără niciun fel de avere. Regula acolo este ca toată averea să meargă la băiatul cel mare și restul să se descurce. Și poate că e bine, fiindcă nu se mărunțește. Deci acest băiat grozav, talentat, iubit de toată lumea, ca să spun așa, era cam calic. Și atunci vine în spațiul românesc, numai că se oprește, era sculptor, se oprește la Palatul Regal. Și a existat o apropiere între această familie croată și familia regală, în sensul că bunica mea, Catarina Iersici, a ajuns lector la Regina Elisabeta. Sigur, erau două femei care se asemănau. Știți în ce se asemănau? Eu sunt tentată astăzi să spun foarte puțin convenabil, dar cam asta este. În prostia lor, de a-i socoti pe soți ca pe niște dumnezei. Și nu mai terminau să discute una cu alta ce grozav e soțul meu, Carol I, ce grozav e soțul meu, Rocco Iersici. Și cred că asta le-a apropiat foarte mult. Sigur că Regina Maria a perceput această afecțiune reciprocă, care păstra o distanță socială absolut normală, absolut firească, în așa fel încât Regina Maria și Carol multă vreme au avut pentru urmașii acestei perechi croate foarte multă atenție și foarte multă afecțiune. Eu mai păstrez și astăzi un șirac de perle și peruzele pe care i le-a oferit prințul Carol când s-a întors după călătoria aceea în jurul lumii făcută imediat după război. Sigur că nu i-a adus numai mamii mele, care era o fetișcană atunci, a mai adus și altora. Dar vedeți că el a ținut-o minte și i-a dat acest colier. Sunt lucruri afectuoase, aș spune. Sigur că din vreme în vreme, Regina Maria, care era extrem de atentă, dacă vă uitați, în jurnal notează tot ce cumpără. Sunt sute de obiecte pe care le cumpără de la Constantinopol până la Madrid, zice, îmi trebuie pentru cadouri, de Paște, de Crăciun, tot timpul dăruia. Și într-un fel e bine pentru că să și lămuresc. Sunt piese la Bran pe care organizatorii nu le-au știut, oare de unde sunt. Acum, prin lectura jurnalul a rămas pe câțiva ani încă nepublicat, îți poți da seama. Cu tare statuietă este luată, i-a fost oferită de familia Doria când se afla la Zaragoza. Și așa mai departe, și așa mai departe. Și mama mea, sigur că a avut o sumedenie de astfel de obiecte,
Chiar păhăruțul meu de botez a fost de la Regina Maria. Regina Maria, vă repet, să nu vă închipuiți că s-a dus să cumpere un păhăruț pentru mine. Doamne ferește! La ea veneau, știți, cu kilogramele. Dar a fost un loc, aș spune, privilegiat. Și anume, sunt fabricile de argintărie din Rusia. Acolo se făceau foarte multe și foarte frumoase obiecte din argint și mai ales aceste păhăruțe, vă dați seama, păhăruțul ce însemna? Era un păhăruț de argint, uneori era aurit și pe el era gravat iscălitura faimoasă a ei cu stilou din ăsta cu peniță plată, Maria. Sigur că e un obiect deosebit. Au mai fost tăvi, au mai fost cărți ale ei pe care era iscălită Maria. Doar că, să nu uităm un lucru, Regina Maria moare în 1938, familiile ca mamii mele, ca multora, rămân legați sufletește de tot ce a însemnat regalitate, de tot ce a însemnat Maria, dar vine regimul comunist. Și dacă te găsea cu astfel de carte în casă, făceai pușcărie. Era clar. Și atunci, cu moartea în suflet, mama a rupt prima pagină de la 4 cărți pe care le avea de la Regina Maria. Regina a vrut ca inima ei să rămână în România și aș vrea să vorbim puțin despre asta. Așa a vrut ea. Știți, noi trebuie să înțelegem un lucru și poate istoricii sunt cel mai sensibili la aspectul ăsta. România. Care Românie? România Mare. România Mare. Ori, România Mare însemna, nu e nicio taină, nu? Între altele, însemna și Cadrilaterul. Cadrilaterul este o porțiune din Dobrogea mereu disputată între noi și bulgari. Și părerile au fost pro și contra. Și n-are rost acum să discutăm cine are dreptate. E pământ românesc sau pământ bulgăresc? Dar este pământ disputat. Așa cum observați și dumneavoastră, unul din locurile privilegiate de regină rămâne Balcicul. Stă la Balcic veri întregi și vorbește de florile ei, încât, vă spun sincer, ca editor de jurnal, am senzația că nu mai pot. Pentru că înșiră acolo zeci de plante, din care unele n-au corespondent în limba română. E foarte complicat. Dar în acest ansamblu de frumos, care este Balcicul, există o nestemată. Este vorba de această bisericuță, Stella Maris. Acolo a cerut să-i fie depusă inima. Trebuie să vorbim puțin de un obicei, dacă vreți, medieval european, care făcea ca aceste capete încoronate, ca oamenii din familiile regale sau imperiale, să ceară ca o parte a trupului lor să fie pus într-o parte sau într-alta. Că erau în altarul cuterei biserici, că erau în incinta, în pronaosul alteia, era în genere o recomandare post-festum, căreia de obicei îi se dădea curs. Și atunci a fost ceva firesc, că în momentul când regina a murit, precum știți, ea a murit la Sinaia, inima să-i fie scoasă și dusă acolo. Lucrurile s-au întâmplat în 1938. Doar că vâltoarea celui de-al doilea război mondial a făcut ca noi să pierdem acest teritoriu. Prin urmare, ceea ce dumneavoastră observați foarte corect, că a vrut ca inima să-i fie pe pământ românesc, prin această modificare teritorială, lucrul a încetat. Și atunci, principesa Ileana, împreună cu
vicepreședintele Senatului, profesorul universitar George Fotinou, s-a urcat pe un vas de război românesc și cu fastul cerut de asemenea faptă, de asemenea moment din istoria noastră, s-a dus la Balcic și a luat inima, aducând-o unde? La altă casă de vis, la altă reședință, peste măsură de îndrăgită de regină, la Bran. Regina Maria, soția regelui Ferdinand I, este unul dintre cele mai iubite personaje istorice de către români. Românii nu uită curajul cu care Regina Maria a fost pe front, în prima linie, în primul război mondial și a îngrijit soldații răniți în tâiul epidemiei de tifos și nu uită nici excepționala sa activitate diplomatică de la sfârșitul războiului, care viza convingerile aliaților să-și respecte promisiunile față de România și să recunoască Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Regina Maria a murit pe 18 iulie 1938. A lăsat scris în testament ca inima să-i fie scoasă din piept și îngropată în capela Stella Maris de la Castelul Balcic. Corpul urma a fi îngropat la Curtea de Argeș, unde se află mormintele familiei regale. Ca atare, inima sa a fost scoasă din piept și depusă într-o casetă de argint, care a fost introdusă la rândul său într-o casetă de argint aurit cu monturi de platină și pietre prețioase. Caseta a fost înfășurată în tricolorul românesc și drapelul britanic, fiind îngropată apoi la Balcic. Îngroparea separată a inimii era un gest destul de obișnuit în cadrul monarhiilor occidentale, mai ales a celei britanice. Așa a fost cazul cu inima regelui Richard din Mădeleu. Inima se îngropa într-un loc drag defunctului și urma să fie un fel de legătură între suveranul decedat și poporul său, să devină un loc de pelerinaj și o componentă a identității naționale. În septembrie 1940, România a cedat Bulgariei Dobrogea de Sud sau Cadrilaterul, unde se află Palatul din Balcic. Astfel, după lungi și greoaie negocieri cu statul bulgar, inima reginei Maria a fost dusă la Castelul Bran, iar în 1971, în timpul regimului comunist, a fost mutată la Muzeul Național de Istorie din București. În anul 2015, la inițiativa regelui Mihai și ca urmare a negocierilor dintre Casa Regală și Ministerul Culturii, inima se întoarce în locul în care a bătut pentru ultima oară, la Pelișor. Deci, inima a rămas într-un alt loc despre care dumneavoastră spuneați, domnul profesor, foarte drag reginei. Acum, că mai avem puține minute, din păcate, dar vă promit că revin cu acest subiect sau cu altul la dumneavoastră. După ce ați studiat, ați citit, ați văzut, ați descoperit lucruri extraordinare despre Regina Maria, cea care a mers și pe front să îngrijească răniții, cea care purta ea românească cu mult mai multă mândrie decât au făcut-o mulți dintre românii noștri. Ce v-a impresionat? Din toată viața e cel mai mult. Să știți, îți stârnește, nu numai te impresionează, dar îți stârnește și un imens respect. Pentru că este această englezoaică care se modelează pe sine, intrată într-un spațiu străin. Problema nu este că spațiul acesta ar fi ostil, dar este altceva. Gândiți-vă să nu știi limba. Gândiți-vă că nu-i cunoaște religia, nu-i cunoaște obiceiurile. De acum trecuseră destul de mulți ani. Povestea se întâmplă în 1929 și este în situația să o boteze pe nepoțica lui Barbu Știrbei. Barbu Știrbei a avut 4 fete și una din fete are un copilaș. Copilașul urmează să fie botezat de Regina Maria. Dumneavoastră știți că în biserica noastră nașul trebuie să spună crezul. Da. Și între altele, preotul îl întreabă pe naș sau pe nașă. Te lepezi de Satana? Și ea, care nu știa foarte bine românește, nu-și dă seama ce trebuie să facă și în loc să spună mă lepăt, pune aceeași întrebare preotului. Sigur că era regină și preotul a zâmbit și a mers mai departe, toată lumea a fost la fel de amuzată. Adică sunt lucruri din astea care, să știți, că o apropie teribil de societatea noastră și oamenii au înțeles și această stângăcie, fiindcă nu era venită din dispreț.
pur și simplu din necunoaștere. Pe urmă, religia ei, ea era protestantă, era puțin diferită de religia noastră ortodoxă. Și asta o face să viziteze nenumărate biserici ca să înțeleagă niște lucruri. Dar dacă ați vedea, și le veți vedea probabil până la sfârșitul anului, paginile de furie, de furie oarbă ale reginei împotriva papei, nu vă vine să credeți. Un păianjen, asta este papa. De ce? Pentru că fiica ei, principesa Ileana, se căsătorește cu Anton de Habsburg, cu un catolic. Și papa i-a spus, dacă te duci la ortodoxi să fii deopotrivă binecuvântată de ei, te excomunic. Trebuie să treci la singura biserică creștină recunoscută, cea catolică. Și asta o face pe Regina Maria să-și iasă din fire. Cum e cu putință? Și eu am fost căsătorită cu un catolic, scrie ea. Și după slujba catolică, papa de la vremea căsătoriei ei, mi-a dat voie să mă duc și la biserica țării asupra căreia veghez. Nu? Deci această legătură sufletească care se creează între englezoaica asta și noi, făcută din puzderie de fapte mărunte și care o fac foarte curând să vorbească de costumul nostru, obiceiurile noastre, strămoșii noștri, prin care totdeauna îl înțelege pe Traian și pe Decebal. Costumul nostru îl înțelege costumul popular și îl va purta absolut cu strălucire, până și rochia de mireasă a fiicei ei, la căsătoria din 1931, amintește foarte bine. Regina Maria a adăugat un mic detaliu la acest costum popular, și anume a pus beteală. A pus multă beteală de la coroniță în jos. De ce? Ea a spus totdeauna, costumul popular românesc este de fapt costumul imperial bizantin. Vă dați seama cu câtă atenție urmărește ea fiecare detaliu din peisajul spiritual, dar și din peisajul material românesc. Și pentru toate aceste motive, eu susțin că Regina Maria a fost o bună româncă și noi trebuie să o tratăm ca atare. O ultimă întrebare, domnul academician, pentru că am început cu povestea de dragoste și aș vrea să terminăm tot cu ea. Când s-au văzut pentru ultima oară Regina Maria și principele Stilbei? Nu știu să vă spun. Știți de ce? Pentru că principele Stilbei este de-a dreptul vânat de oamenii lui Carol. I se spune pe șleau să nu te mai arăți în țară. Deci el va trăi foarte mult timp în străinătate. Își face aproape un domiciliu în Elveția. Acum, în 1931, reușește să se întâlnească. De ce? Pentru că ea face un periplu prin Europa, la Dinar, la Saint-Briac, astea sunt localități în Franța, unde stătea sora ei, fostă mare ducesă de Rusia, Melita Dachi. Și nu știu să vă spun dacă în răstimpul ăsta mai are prilejul până în 38, ea mai pleacă de multe ori în străinătate, probabil că s-au mai întâlnit. Probabil că s-au mai întâlnit, dar totdeauna în taină, totdeauna cu complicitatea celor din jur și pe fugă. Vedeți, era gura de aer de care ea acum, la peste 60 de ani, avea totuși nevoie. De ce? Pentru că în cazul ei și a lui Barbu Stilbei, chiar dacă nu s-a oficializat, dragostea a triumfat. S-au întâlnit pentru ultima dată, unde spuneați, în casa surorii lui Barbu Stilbei? În casa sorei ei, la Saint-Briac, cel puțin în 1931 se întâmplă lucrul acesta și din jurnal și din tristețea pe care chiar o mărturisește, principele Stilbei nu poate asista la căsătoria Ilenii. Îți mulțumesc foarte mult, doamna profesor. Sper să ne revedem curând. Cezar Florea,
este de la Casa de Licitație Historic. Are lucruri extraordinar de importante pentru istoria României în această casă de licitație. Mulțumesc frumos, în primul rând, pentru că ne-ați găzduit și pentru că ne-ați și ajutat în relația cu doamna profesor. Suntem aici la Regina Maria, că despre ea am vorbit, domnul Cezar, și aveți niște lucruri extraordinare. Ce piese importante, pe care, sigur, noi le vedem, dar nu le știm importanța, aveți aici? Dacă vorbim despre lucrurile pe care le avem pe servantă, pot să vă spun că avem prima ediție din Povestea vieții mele cu semnătura și dedicația Reginei Maria, fotografii originale cu o broderie de mătase cu însemnul Reginei Maria, fotografii cu semnătura Reginei Maria, două fotografii celebre de la balul mascat care se ținea de obicei la Palatul Cotroceni și sus, poate cea mai importantă piesă dintre ele este meniul și fotografia de la nunta Reginei Maria cu Principele Ferdinand. Ministrul Culturii a achiziționat manuscrisul Jurnalul Intim cu scoarțe vezi al Reginei Maria României. Este vorba despre un bun cultural ce datează din anul 1910 și despre care echipa de negociere spune că se află într-o stare bună de conservare. Potrivit specialiștilor, întreg textul a fost scris cu cerneală neagră, în timp ce coperțile sunt dintr-o pânză de culoare verde brad, iar marginile au o împletitură de mătase de culoare aurie. Domnul Fărea, dumneavoastră ați vândut prin casa de licitație pe care o aveți foarte multe, cum să le zic eu, piese importante. Convenția de pace de la Paris, din câte știu eu, da. Caietele lui Cioran, manuscrisele lui Iliade, așa. Foarte multe piese istorice. De fapt, suntem și singura casă de licitații din România care avem domeniul acesta. Suntem singurii din România specializați pe lucruri pe bază de hârtie, acte, fotografii, cărți, documente, tot ce înseamnă hârtie și lucruri istorice. Care e cel mai scump obiect pe care l-ați vândut la licitație? Cred că cel mai scump obiect pe care noi l-am vândut la licitație a fost parte din opera lui George Enescu, celebra Oedip, o foaie manuscris cu motivele operei Oedip, care s-a vândut la 100.000 de euro. Mulțumesc foarte mult Casei de Licitații Historic și personal domnului Cezar Florea. Mulțumesc foarte mult colegilor mei Mihai Buzduga și Marian Ispas. Rămâneți cu Antena 3, vă așteaptă colegii mei cu știri. Ne vedem sâmbătă viitoare la 23 la Voi cu Voicu.